Bună seara, oameni buni, la viața Buzăului fără perdea, cum ar spune un cineva. După cum vedeți, schimb locul, schimb norocul, asta încercăm noi să facem acum, dar trebuie să fiu foarte atent să mă mai uit din când în când în spate, să nu mă trezesc cu ursul că mă bate pe umăr. Mersi, Andrei, pentru pont mai devreme. Da, începem prea frumoasa emisiune, minunata emisiune. Nu știu câte vor mai fi, probabil fără număr, probabil nenumărate. Undeva, nu vedeți acum în cadrul ăsta, poate mâine seară mai lucrăm și vedem. Mă uit și la domnul primar, am o fotografie foarte, un panou foarte frumos cu primăria Buzău și mă uit chiar pe geam la domnul primar în birou. Nu e că a terminat programul, dar nu s-a dus acasă, face Buzău mare. Bun, ia, mulțumesc, Luci! Perfect! Începem emisiunea cu partea a doua, așa cum v-am promis aseară, din acel documentar cu teoria conspirației, cu niște dezvăluiri care, puse cap la cap, coroborate cu ce s-a întâmplat și în alte părți, par a fi veridice. Hai să vedem acest filmuleț. V-am spus, după partea a treia o să facem o emisiune și o să comentăm. When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on the ticket that said, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give the land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States, people, the citizens of the United States and the press of the United States and the Congress of the United States that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that at that point in time was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist Terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes. We sent in soldiers. We sent in jackals. We sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador for many, many years had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldós ran for office, and his main goal, he said, as president, would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldós, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know, okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldós. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination. I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, you know, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country
be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and be free of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't try to bribe me. It was 1981. And in May, Jaime Roldós was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next. But it's okay, because I've done what I came here to do. I renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down. An airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane, a tape recorder, a small tape recorder that contained a bomb. Bun, am văzut și cea de-a doua parte. Repet ce am spus și aseară. Multe din aceste întâmplări, dacă nu s-ar fi petrecut, țările, cel puțin țările menționate de acel asasin economic, care recunoaște că a fost un asasin economic în slujba SUA, ar fi fost libere și independente. Dar americanii nu te vor liber și independent. Cel puțin așa susține acel om. Dar noi avem, încă mai avem destule frumuseți în patria noastră, resurse nu prea mai avem, aici stăm prost că am vândut cam tot, vindem pădurile, am vândut fabricile pe 2 lei, economia a murit și o să discutăm despre proiectul de țară al premierului Câțu, ca seara am rămas siderat. Dar înainte de asta, hai să vedem câteva din frumusețile României, România pitorească. Pe față nu mai știi reapin anacupul misterind în care ții cum poate fi atât de dor când ochii tăi mă vând ușor. Da, avem o țară frumoasă, păcat că-i locuită. Și avem și o știre pe care o vom prefața cu câteva imagini. 2.1 Luci sau Mădălin, care e pe butoane acolo, mai aproape de 2.1. Găsim aia cu cățelul? Dacă o găsim, dacă nu, nu-i bai. Da, la Consiliul Județean s-a pus în dezbatere publică regulamentul privind adăpostirea animalelor care sunt în pericol. Este vorba despre animalele pentru care Poliția Animalelor emite ordin de plasare în adăpost și pentru care autoritățile județene trebuie să asigure servicii pentru o perioadă de maxim 45 de zile. Ce se întâmplă după 45 de zile nu ni se spune, bănuim noi, dar nu vrem să spunem în această emisiune. De aceea fac apel la dumneavoastră. Sâmbătă, am înțeles că la PADOC ziua porților deschise pentru adopții este de acum încolo în fiecare sâmbătă. Haide sâmbătă să mergem cu toții cei care iubesc animăluțele de companie să adoptăm un cățeluș, pentru că doar 45 de zile sunt ei adăpostiți. Putem face un gest, nu e scump, un sac de boabe, mănânc o lună dintr-un sac de boabe, câteva conserve acolo și ai un prieten pe viață, un prieten care sigur nu te va înșela, nu te va trăda și te va iubi necondiționat. Câinii sunt cei mai buni prieteni ai omului, haideți să facem ca și oamenii să fie cei mai buni prieteni ai câinilor. Și repet ce mi-a spus mie Marian Ghiveciu, pe care îl salut dacă se uită la emisiune, dacă nu poate îi spune cineva. Deci mi-a demonstrat ceva. Marian Ghiveciu e un mare iubitor de câini, are un padoc acolo unde are
peste 100 de câini, cred. M-am dus într-o zi la el și toți câinii l-au înconjurat, dădeau din coadă bucuroși. A luat câteva conserve, le-a dat de mâncare. După care mi-a spus, uite mă, singurii care nu te trădează, ia fii atent, dacă îi faci așa unui om. Și a scos un teac de bani și l-a întins câinilor. Câinii nici nu l-au băgat în seamă, nici s-au apropiat să-l miroasă măcar acel teac de bani. Și mi-a zis Marian, că dacă faci așa unui om, imediat te cumpără sau te vinde. Depinde de prețul cerut sau oferit. Așa că haideți să facem un gest frumos pentru un animăluț. Și mergem la debranșări și scumpiri, o veste proastă, anunțate de Ram Termo Verde. Se va scumpi gigacaloria din nou. Trăim în România unde prețurile nu au crescut, dar toate se scumpesc. Nu, așa a spus domnul premier Câțu, că prețurile nu au crescut, dar și suntem un popor de români fericiți. Nu știu cât de fericiți suntem, poate la fel de fericiți ca domnul Iohannis. Hai să-l vedem clipul 3. Este posibil să-mi giugiulez bărzoiul. Ești precaut sau ești prost, una din două. Da, domnul Iohannis părea foarte, foarte vesel, foarte fericit, cum de altfel suntem și noi și avem mărturiile pompierilor din Grecia și a pompierilor buzoieni. Sunt foarte apreciați acolo, muncesc, sunt foarte bine pregătiți și grecii îi apreciază. Pompierii aceia care au mers voluntari să ajute pompierii greci să stingă incendiile, pentru că Grecia se confruntă cu o situație catastrofală, după cum vedem în fiecare seară la știri. Și avem clipul 4 ca să mergem pe știrea următoare. Știți care este prima zi a săptămânii? Nu știu, că nu m-am uitat. Haideți, doamnă, nu v-ați uitat unde în calendar? Nu știu, nu știu. Știți care este prima zi a săptămânii? Nu știu. Haideți, doamnă. Nu știu. Nu v-ați întrebat niciodată? Nu. Știți care este prima zi a săptămânii? Păi nu știu, doamnă. Să poate. Nu se mură de știi. Prima zi a săptămânii. Prima săptămână, nu știu, de ce. Haideți să ne... Care este prima zi a săptămânii? Nu știu. Nu se poate, doamnă. Dacă nu știu. Nu v-ați întrebat niciodată? Nu, nu m-am întrebat. Care e prima zi a săptămânii? Nu știu să spun. Păi. Care putea să fie? Prima zi a săptămânii? Nu, e duminică. Dacă ar fi să ghiciți așa, hai să spunem, să ghicim prima zi a săptămânii. Care e prima zi a săptămânii? Vineri. Vineri e prima? Dacă n-am avut treabă. Păi n-ați avut treabă cu prima zi a săptămânii? Păi da. Dar ce treabă? Ce bănuiți? Dați-mi așa o variantă. Care ar putea să fie? Prima nu zi. Știu, dacă nu știu de ce să spui o prostie. Joia sau nu știu cum, o fi de vineri încolo. Vineri ar fi prima. Mai e nevoie să facem comentarii? Nu cred. De-aia ne consideră proști guvernanții noștri și ne prostesc pe față. Dacă noi nu știm, iată, vocea poporului, vax populi, nu știm nici măcar care este prima zi a săptămânii. Da, am avut zilele astea de toate, am avut accidente din nou, dar am avut și băieți de ăștia bombardieri în trafic. A fost o bătaie între șoferi într-o intersecție din Buzău. Așteptăm de la poliție să vedem ce se va întâmpla, pentru că pot fi lezne identificați. Hai să vedem imaginile. Da, astfel de incidente se întâmplă. S-a întâmplat și acum vreo două săptămâni când a filmat Manuel, tot așa, s-au luat la bătaie într-o intersecție. Sunt la ordinea zilei, șicanări în trafic, în jurături și e o lipsă crasă a respectului față de cei care circulă alături de noi pe șosea.
Mulți dintre șoferii ăștia cu permise luate la Pitești și cu mașini puternice, bine, nu era cazul celor doi, că am văzut ce mașini aveau, mulți dintre cei cu mașini puternice aia au senzația că șoseaua este proprietate privată, iar ceilalți trebuie să dea la o parte din calea lor. Am văzut și zilele trecute alt comportament în trafic, când băieții aia credeau că sunt într-o căruță fără covilitir, că era o mașină aia decapotabilă și se suiseră pe spate acolo și băiatul și fata. La o frână bruscă, vă închipuiți ce s-ar fi putut întâmpla. Bun, mergem mai departe și vedem... Nu, dăm știrea cu deputatul Romeo Lungu, care pune tunurile pe coaliție, guvernarea PNL-USR+, un atac la buzunarele românilor. Vis-a-vis de ce se întâmplă în aceste zile, când s-a anunțat și rata inflației, este extraordinar de mare și prețurile, în curând, dacă n-au explodat, vor exploda. Credeți-mă că știu ce vă spun. Și haide să vedem și clipul 6... Eu, aceasta este mașina de vânzare de pe net? Da, da, da. Și chiar a aparținut unei bunicuțe din România? Da, 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 doamnă, haideți. Da, chiar vă rog. Uitați cât de bine întrecem pe mașină. Da, frumos, da, mi-a plăcut. Deci stați-vă și dumneavoastră aici, că o protejează mereu să nu ardă soarele frumos, ștergeți în aia papul ca să vedeți acolo, mileu, e apătat. Adică, doamnă, știți că amenesc cum aici, noi dăm mașini kilometri real, tot, aveți totul cât se poate de real. Vă recomand. Bine. Da, mașina la o bătrânică care mergea cu ea la piață, cu mileu, cu carpetă, cu tot ce trebuie. Frumos, chiar i-am zis pe aceste imagini colegului Mădălin, cam așa se vinde o mașină. Vedem clipul 7 cu bikini și vorbim despre a doua etapă de dezinsecție aeriană din municipiu. Și ce-au sandale, bronze, pășale, chiar pășale, băi, băi. Îți iau bichin, tăia mai fin, cu oață-n fund să mergi pe drum. Da, frumos aici la mare, nu sunt în țară, la noi din păcate sunt și sâmbătă vom avea în intervalul ora 5-10, RER Sud va desfășura pe raza municipiului Buzău a doua etapă de dezinsecție aeriană. Așa că va trece zburătoarea aia, avionul ăla cu, și va da cu prafuri de alea să mai omoare țânțarii. E o acțiune utilă pentru că s-au mulțit țânțarii în mod îngrijorător. Ar fi trebuit că și prin comunele astea pe la țară, și astea limitrofe, cred că au migrat de la oraș și țânțarii, ca și oamenii, cum ne-am luat noi case pe aceea, pe-n jurul, pe-n preajma Buzăului, cred că și țânțarii vor aer mai curat, s-au săturat de caniculă și migrează și se aciuiază pe la Vadupaș, pe la Mărăcineni, pe la Spătaru, pe în jurul Buzăului, ca să poată ajungă repede în Buzău în caz de ceva. Bun, deci sâmbătă, asta trebuie să știți, să vă feriți de prafurile alea, că am înțeles că nu-i prea bine, nu-i prea cucer dacă îți cad în cap. A fost două cutremure astăzi, au fost și azi noapte 3, în jurul orei 1, 1 la 1 și un pic, la 1 și 20, la 1 jumate. Dar au fost de slabă intensitate, 2,2 grade, 2,4, ceva de genul. Dar astăzi, și spre așa, nu le-am simțit. Chiar discutam cu Andrei când am citit știrea și chiar nu le-am simțit în jurul orei 12, 4,4 în Brașov și 4,2 în Brașov și Buzău. Deci la 4,2 destul de tăricele. Da, așteptăm să, Doamne ferește, de o zdruncinătură mai tare. Că nu mi-e frică decât de blocurile alea cu bulină și alea care ar trebui să poarte bulină. Că sunt multe care n-au bulină, dar la un cutremur sărit de 7, cum a fost ăla din 4 martie, dacă ne aducem bine aminte, 7,6, Doamne ferește ce s-ar putea întâmpla. Sărim clipul cu examenul și mergem direct la clipul 9 cu domnul Câțu Luci. Eu vă spun că am văzut ieri niște cifre foarte interesante, cum mai mult de 1% dintre angajații în România au un salariu mai mare de 3.000 de euro net. Cum crește ponderea celor care au salarii mai mari de 1.000 de euro. Ceea ce înseamnă că în România, sau ne mutăm în direcția pe care eu am vrut-o din primul moment, în care România nu mai este o țară cu salarii mici, nu mai este o destinație pentru cei cu salarii mici, este o destinație pentru cei cu creștere valoare adăugată. Și acum pot să mă enervez, că m-am enervat și aseară. Păi frate, ce a fumat domnul Câțu cât a fost mic?
lăsând la o parte faptul că a făcut și două zile de închisoare până America, pe vremea când era student. O să vorbim, că cu domnul Cîțu încheiem emisiunea, sărim celelalte clipuri, le reportăm pentru mâine, o să trecem direct la ultimul clip, când v-am pregătit o melodie extraordinară. Prețurile au bubuit în ultimul an. Românii plătesc mai mult gazele, energia electrică, uleiul, combustibil, benzina, motorina au sărit de 6 lei. Euro se apropie vertiginos să sară de 5 lei. Inflația e cea mai mare din istoria României de după Revoluție. Și domnul Cîțu vine și ne minte cu nerușinare că salariile în România sunt multe salarii peste 3.000 de euro și ponderea salariilor peste 1.000 de euro a crescut. Întreb, ori nu știe, ori se face că nu știe. Ori ne minte. Sunt trei variante. Pentru că întrebat care-i prețul pâinii, a spus că nu știe pentru că nu consumă pâine. Frate, domnul Cîțu, în ce țară trăiți? În Malaezia? Poate acolo ați fi știut cât e prețul pâinii. Dar în România nu știți pentru că nu consumați pâine. Dar ce consumați dumneavoastră? Întreb pentru un prieten. Pentru că, iată, să vă citesc ce scriu ziariștii de la Times New Roman astăzi, chiar astăzi. Cîțu, întrebat cât costă o franzelă, a răspuns 60 de lei gramul. Excentricul premier al României, o să citesc tot materialul. Excentricul premier al României, Florin Cîțu, a fost prins încă o dată în offside de jurnaliștii băgăcioși. Întrebat cât costă o pâine în București, acesta s-a fâstăcit, a dat ochii peste cap și a bâlbâit nesigur. Bă, cred că altceva au vrut să scrie oamenii aici. 60 de lei gramul. Ulterior, premierul și-a mai venit în fire și a adus câteva precizări necesare. Bine, la 60 de lei nu primești chiar o franzelă întreagă, mai degrabă 3 sferturi de franzelă. În cel mai bun caz, o franzelă cu colțul mușcat. Și dacă primești o franzelă întreagă, iar nu-i semn bun, înseamnă că e plină de semințe. Sau și mai rău, de-aia culeasă direct de pe câmp și uscată pe acoperiș. Dar nu știu de ce ai da bani pe pâine în zilele noastre. Toată lumea cunoaște pe cineva care face pâine acasă. Unii stau toată ziua și frământă coca. Alții preferă bruschete cu verdeață sau să ruleze covrigi. Important e când bagi bagheta în toaster să ai grijă să nu te prăjești. Hazliu domn premier cu pâinile lui, dar eu unul prefer dieta keto, a comentat un tânăr din sectorul 2 intrând într-o farmacie veterinară. Keto probabil se referea la ketamină, ketamicină și alte substanțe binefăcătoare pentru mintea și trupul nostru. Și tot din același registru, premierul Florin Cîțu a făcut două zile de pușcărie în SUA. El chiar a recunoscut incidentul și avem știrea care spune s-a declarat contrariat că informația a apărut acum în timpul campaniei interne pentru șefia PNL și în timpul în care PSD era la putere. El a fost încarcerat două zile pentru că a condus sub influența alcoolului. Sau, hopa, ia uite ce scrie aici în legislația americană, sau drogurilor, pentru că legislația americană nu face diferență între ele. Cam atât. Cam atât și pentru această seară. Reportăm ce ne-a mai rămas pentru mâine seară, miniclipurile. Mai avem și două, trei știri care nu se perimă până mâine. Vom reveni în acest minunat decor. Mă bucur că n-a apărut ursul în spatele meu să mă bată pe umăr. Vă spun o noapte liniștită, răcoroasă, până mâine seară să auzim numai de bine și vă las în compania Lepei Brena, privighetoarea cântecului dintr-o țară vecină și prietenă, cum ar fi spus Nicolae Ceaușescu.